Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a publicat rata șomajului înregistrată în luna februarie a acestui an. Astfel se observă o ușoară creștere de 0,03 puncte procentuale față de luna februarie anului 2022. O altă creștere, dar mult mai mare, de peste jumătate de punct procentual, se înregistrează în comparație cu luna martie anului trecut. Rata șomajului în județul Hunedoara după ultimele date oficiale. La luna martie avem ultimele date oficiale anunțate, rata șomajului 3,88. Este o ușoară creștere față de luna februarie, când aveam 3,85, iar dacă facem o comparație cu anul trecut, pentru luna martie, la nivelul 2021, era 3,35. La finalul lui februarie 2022, în evidențele AJOFM Hunedoara erau înregistrați 6.634 de șomeri. Dintre aceștia, mai mult de jumătate erau neindemnizați. Cei mai mulți șomeri sunt bărbați care provin din mediul urban, cu studii liceale și cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani.